În preajma mini-vacanței de Paște și de 1 mai, CFR Călători va facilita transportul constanțenilor, dar și al turiștilor care vor să ajungă la malul mării. Astfel, de joi până pe 5 mai, 17 trenuri regio și interregio vor fi introduse suplimentar în grila de transport datorită cererii crescute pentru această perioadă. Pentru a veni în întâmpinarea turiștilor care petrec 1 mai la mare, CFR Călători anunță că vor fi introduse noi trenuri pe rutele Mangalia-Constanța-București, Timișoara-Nord, Mangalia-Constanța-București-Nord-Arad și Mangalia-Constanța-Iași. De asemenea, pe 5 mai va intra în circulația feroviară și trenul rapid București-Nord Lehliu-Fetești și Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță programul pentru perioada sărbătorilor. Potrivit reprezentanților instituției, sâmbătă, dar și în primele două zile de Paște, duminică și luni, mijloacele de transport în comun vor avea program redus. Mașinile vor pleca din stații la ora 5:45 și vor circula până la 23.